este adevărată relația asta, ce ar trebui să gândim acolo? Deci trebuie să arătăm că A pătrat plus B pătrat. Eu mă gândeam să înățez pe prima cu A, pe a doua cu B și pe a treia cu C, ca să fie a la doua. Da, sau să ridicăm ambii la pătrat. Da. Adică să ridicăm și numărătorul și numitorul la a doua, și ăsta și ăsta. Asta mă gândesc. Ca să-ți pui în evidență ce? Da, că de la doua. Să apară a la doua asta. Sau, păi putea să mătesc cu un rând valoarea. Hai să zicem, noi egal cu rând valoarea raportului. Da. Și atunci ce apare? A pe 3 egal cu rând, da? Da. De unde rezultă? A egal cu 3 rând. A egal cu 3 rând. B egal cu 4 rând. B egal cu 4 rând. C egal cu 5 rând. 5 rând. Și? Și acum vom înlocui. Așa, pe A, pe B și pe C. De ce se întâmplă? Și deci, dacă înlocuim, cât va deveni? 3R. 3R la a doua. Plus 4R la a doua. Plus 4R la a doua. Să fie egal cu? Cu 5R la a doua. 5R totul la a doua. Să vedem, echivalent, să lucrăm acum, să vedem dacă e adevărat. Păi fiind toate la a doua. Adică la a doua. Da, adică 9 r la a doua. 9 r la a doua. 9 r la a doua. Plus 16 r. 16 r la a doua. Egal cu? Egal cu 25. R la a doua. R la a doua. Păi 9 ori R. Păi 9 și cu 16? 9 și cu 16 face... 25. 25 R la a doua. A. Și este egalitate. Deci e adevărat asta. Gata, am terminat exercițiu. Deci... Pur și simplu am notat cu valoarea și am scos pe fiecare și până l-am locuit. Și am văzut că e adevărat asta. Cealaltă metodă ar fost așa. Plecând de la raportul A pe 3. Nu, A pe 3 egal cu B pe 4 și egal cu C pe 5. Da? Da. Și acum adică la pătrat fiecare în parte. Adică vine A la 2 egal cu pe 9. Deci vine A la 2 pe 9 egal cu? Egal cu B la 2 pe 9 pe 16, mă scuzați. Egal cu C la 2 pe 25. 25. Și egal cu adunate, nu toate de la un capăt la altul. A, numai primele două. A, da, și era... Și egal cu A pătrat, A pătrat plus B pătrat, supra 25, da. Egal cu C supra 25. Egal cu C pătrat pe 25. Da. 25 având numitorul 25, înseamnă că A pătrat, deci rezultă că A pătrat plus B pătrat, numărătoare sunt egal. Egal cu C pătrat, terminat. Chiar mai șmechere asta. Mm-hmm. Mai șmechere. Mai rapid. A ieșit? Da. Cât? 13. 13 au mers. Da? Și atunci te-ai dus repede și dacă mamă înlocuiești. Să vezi rezultatul corect la toată operația asta. Adică ce trebuie să faci? 155 poți să la 3 câteodată. 68. Da. 85. 85, corect. 85 plus 29. Deci fac 85 plus 29 și minus cât? Minus 113, da? Da. Te rog, nu 3, 100, cât a făcut 117 împărțit la 9? 13 se fac. Da. Deci, vreau să faci calculul ăsta, da? Hai. Da. Hai, te rog. Rapid. Lucrează acolo și să-ți spui cât e rezultatul final. Că ți este locul tău aici. Da? Așa. Următorul, acolo. Iau și cazul aici. A plus B plus C egal cu 84.
Deci am verificat condiția asta. Da. Arătați că acum am mic. Am mic, avem că A plus B plus C, A plus B plus C este egal cu 84. Păi aici o să scriem A plus B plus C supra 3 plus 4 plus 5. Deci plecăm de la raport, ca să înțelegem. Totdeauna ne bază, baza e raportul. Știm că A plus A pe 3 egal cu B pe 4 egal cu C pe 5 și egal cu A plus B plus C. A plus B plus C, adică supra. A plus B plus C, totul supra 12. Așa, 12 și egal cu 84 pe 12. Da. Putem să împărțim, cred, prin 12. Da, și face? 4. Să-ți puțin că... Da, face... 7. Așa, păi da. Egal cu 7. Și acum trebuie să le aflăm pe cele. E bine? 7. Da. Păi, da. Corect. Și atunci zicem A pe 3. De aici rezultă că A pe 3. A pe 3 este egal cu 7. Da. A este egal cu 21. Apoi. A pe 4, nu, B pe 4. Da. Egal cu 7. Da. În rostă că B este egal cu 28. 28. C pe 5 egal cu 7, da. C egal cu 35. C egal cu 35. Și am aflat pe astfel pe A, B și C. Și punctul B, pe care îl faci tu foarte repede, 7A plus, nu, 8A plus 7B, 8A plus 7B plus 6C, da. Este egal cu 4 și 10. Păi, pe primul, nimic. Păi, ce facem? Pe primul. Plecăm de la raport. Și plecăm de la raport. A pe 3 egal cu B pe 4 egal cu C pe 5. Da. C pe 5. Și de aici. De aici o să scriu. Deci pe primul o să amplificăm. Câți odată ai și te rog? 109. Ești sigur, nu? Merg pe mâna ta. Deci rezultatul este 109. Hai să-ți mai dau între altul și de acum. Ce comunicați voi așa? El mi-a zis, mama să-i spun să citească care pe mâine nu știu citesc la carte. Așa. Și el spune ce acum? Dacă nu vrea să citească. Nu vrea să citească, da? Așa. Citește acasă, nu? Da. Da. Deci, mai lucrează că este încântat de ceea ce facem așa. Ia să vedem. 780 împărțit la 783 împărțit la 9. 783 împărțit la 9 plus 250 împărțit la 5 și minus 324 împărțit la hai să spun la 4. 324 împărțit la 4. Ia să vedem aici cum gândim noi. Ce ai gândit aici? Primul A. Pe A îl am înmulțesc cu 8, pe B cu 7, cu C cu 6. Deci fracția, așa zici. Da. Fracția noastră mulțimă cu 8. Asta la altă parte cu 7. Da. Și cu 6. Și cu 6. Și aici devine echivalentă cu 8A supra 24. 8A supra 24. Egal cu 7B supra 28. Supra 28. Egal cu 6C, supra 30. Supra 30. Și va veni 410 supra... Deci
deci echivalent cu asperică 410. Sufram. Păi nu, nu. E dat mai departe, după ce ai făcut mișcarea asta, suma numărătorul pe suma numitor nu vreți scrie. Da, eu am să spun direct. Să arătăm prietenii da. Noștri. 8A plus 7B. 8A plus 7B. Plus 6C supra 24 plus 28 plus 30. Așa. Este egal cu 410 supra. 410 supra. 52 plus 30, 82, cred. 82, cred. 82, da? 2. Și, într-adevăr, acum trebuie să simplificăm. Simplific-o cât se poate de tare. Deci, vreau să o faci... Cu 2, mai întâi. Da? Da, cred că s-ar putea cu mai mult, dar... Nu știu... Cu 4, nu? Deci cu 4 nu merge, nu? Dar cu 82. 82, ori... Ia, vezi, tu sunt parte exact cu 40 și 82? Ori 5 ar trebui, da. Egal cu 2. Egal cu 2! Nu cu 2, cu cât, cu? Cu 5. Cu 5. Deci egal cu 5. Și atunci te întorci. La cine? A pe 3. Deci A pe 3. De acolo. A pe 3 egal cu? Egal cu 8. Da. B pe 4 egal cu 8. Așa. Și C pe 5 egal cu 8. Așa. Și A este egal cu 24. B este egal cu 32 și C este egal cu 40. Deci vreau să-ți spun că ai aflat astfel pe A, B și C. Este corect să fii întors chiar la început. Da? Da. Chiar la început, pentru că având relațiile acestea, totul merge foarte, foarte bine. Da. Acum, punctul B. Deci păstrăm aceeași proporții dată mai da. Sus. Și pe B l-am făcut. Pe urmează C. C. Ia să vedem. La C cum gândim. Da. Și la C vom avea... La ce avem? Ia să vedem cum sună relația. Punctul C. Spune așa. A pătrat plus B pătrat plus C pătrat egal cu 200. A pătrat plus B pătrat plus C pătrat egal cu 200. Păi, nu este greu. Adică? Plecăm de la ea. De la ea. A pe 3 egal cu B pe 4 egal cu C pe 5. Da. Pe prima o faci, o ridicăm la a doua. Da, și echivalent. Pe a doua tot la a doua. Pe a treia tot la a doua. Și vine cât? A pe 2, a la a doua. Supra 9. Da. Egal cu B la a doua. Supra 16. Egal cu C la 2 supra 25. Așa. Și egal cu... A la a doua plus B la a doua plus C la a doua. A la a doua plus B la a doua plus egal cu 200. Supra. Supra. Trebuie să spui supra. Da. Supra 25 cu 25. Da, 25 cu 25. 50. 50. Și egal cu? 200 pe 50. Deci 200. A egal cu 4. 100 pe 50. Egal cu 4. Da. Și de aici. A pe 3. Da. Egal cu 4. Da. B pe 4 egal cu 4. C pe 5 egal cu 5. Cu 4. C pe 5 egal cu 4. 4. A pe 3 egal cu 4. Cu 4. B pe 4. Egal cu 4. C pe 5 egal cu 4.
Așa, deci arată că A este egal cu 12, B este egal cu 16 și C este egal cu 20. Așa, că tu te-ai dus, stai secundă, nu-i prea bun dușmeni, nu-i prea corectă relația. Nu în asta te duci, trebuie să te duci. Noi am transformat-o pe asta în asta de aici. Astăzi mă lăi la a doua. Da. Deci, din asta a rezultat, nu mai spunem, egal, ce rezultă. Așa că, deci m-a pătrat pe 9, a pătrat pe 9, este egal cu 4, da? Egal cu 4. Și de pătrat pe 16. Pe 16 egal cu 4. Și ce pătrat pe 25? Ce pătrat pe 25 egal cu 4. De unde A pătrat va fi egal cu... A pătrat va fi egal cu 36. Așa, 4 ori 9, 36. De restul că A va fi... Cine l-a pătrat ca 36? 6. A egal cu 6. B e egal cu 6 ori 4. B pătrat egal cu... Cu 64. 64. Când rezultă că B va fi egal cu... B va fi egal 8. 8. Și? Și. Ce pătrat? Ce pătrat este egal cu? 200. Deci ce va fi egal cu? E egal cu 20 și... Nu. Ba, nu 40, 50 ori 50. Păi... Cine l-a pătrat fac 200. Nu prea există, nu? Dar da. 25 ori 4 fac 200. Păi asta nu s-a spus. 100. Faci 100. Ce e egal cu? 20... nu. Cu 10. Cu 10, da. Da? Ce e egal cu 10. Da. Și cu asta am aflat pe... Ei, deci, atenție aici. Nu ne ducem în... La prima relație. Deci, noi am transformat-o când am dat la pătrate. Am transformat-o și valoarea raportului nu mai este cea dinainte R, ci este R pătrat. R pătrat. Și R pătrat fiind 4, R trebuie să fie 2 atunci. Dacă mergeam cu R egal cu 2, ne duceam în A pe 3 egal cu 2 și așa A egal cu 6. Da. Pe urmă, B pe 4 egal cu 2. Da. Și, da? Și face 4, 2, 8. Și ce pe 5 egal cu 2? Da, și egal cu 10. Egal cu 10. Deci, atenție, trebuia să zicem fiind pătrate, fiindcă am plecat la pătrat, trebuie să ne întoarcem înapoi. Da. Cine la pătrat a făcut 4? 2, da? Deci, iată că am făcut și asta. Punctul următor. Zicem D. AD, AB plus BC plus CA este egal cu 175. Wow. AB plus BC plus CA e egal cu 1175. Păi vom scrie relația la început. AB3 da. Egal cu AB3 B pe 4 egal cu B pe 4 egal cu C pe 5 C pe 5 prima amplificăm cu B. A, nu știu, mulțim cu B. Deci, aici să mulțim cu un da, B. Ce pe 5, da? Da. Dacă mulțim cu un B, apare aici AB supra 3B. Să stricăm jocul. Atunci eu zic să egal cu R. Merge pe și da, strichezi. Egal cu R. Și de acolo scoatem pe A, B și C. Deci de aici A va fi egal cu... A va fi egal cu 3R. Așa. B va fi egal cu 4R. B egal cu 4R. Și C egal cu... C egal cu 5R. Și 5 știm pe A, B și C, ne ducem și înlocuim acum. Și o să avem. 3R ori 4R. 3R ori 4R. Plus 4R ori 5R. 4R ori 5R. Plus 3R ori 5R. Ori 5R. Egal cu 1175. 1175. 12R. Plus 20R. 12? R. R la a doua.
Da, 12 r la 2. E r? Da. Deci 12 r pătrat. 20 r la 2. 20 r pătrat. Plus 15 r pătrat. Plus 15 r pătrat. Egal cu 1175. 1175. 12 r pătrat plus 20 r pătrat plus 15 r pătrat este egal cu 27 plus 20. Așa. 47. Egal cu 47. Deci cât spunem aici? 47 r la 2. 47 r pătrat. Egal cu 1175. 1175. Unde r pătrat va fi egal cu? Unde r pătrat este egal cu 1175 supra 47. 1175 supra? 47. 47. Adică r pătrat va fi egal cu? Unde r pătrat va fi egal cu? Trebuie să împărțim. Așa, ia vezi. Trebuie să faci împărțirea. Ai reușit ceva? Nu. Te rog. 255 împărțit la 3? Nu. N-ai reușit? Nu cred. Nu, nu. 713 la 9. Cam cât crezi tu că ar da? Așa, la împărțirea asta la 9. Dă peste 100? Nu. Nu. Din ce motiv nu dă peste 100? Că dacă ar da peste 100... Nu, dacă ar da 100. 100 ori 9, ca și în proba cât am? 900. Și nu am 900. Deci sub 100. Ia să vedem 90 atunci. Stădem 10. 90 ori 9? 810. 810. Am 810? Nu. Mai puțin. 75 încercăm. 75? Dar 80. 80 ar merge? Ia să vedem. 80 ar merge? Da. 8 ori 9, cât face? 8, 10 ori 9, 9? 8 ori 9? 70? 74. 8 ori 9? 8 ori 9. 72? 72. 720? Da. Deci, concluzia. 90 e prea mult. Da. 80 e prea puțin. 88. Dă-i drum la 88. De drumul 88 ori 9. Vezi cât faci. 88 ori 9. Da, fă mulțirea. 72 cu 70. No. 88 ori 9, fă mulțirea cum știi tu să o faci. Oricum, știi de acum că e un număr de cuprins între, între 80 și 90, da? Ia să vezi. Cât îți face? De drumul la lucru. Noi lucrăm aici. Păi, R-ul este, R la 2 este 25. 25. R-ul este 5. Deci R-ul egal cu 5. A egal 15, B egal 20, C egal 25. A egal cu? A egal cu 15. Da. B este egal cu 20 și C este egal cu 25. C egal cu? 25. 25. Am aflat pe A, B și C. Da. Pentru că din clipa în care găsi pe R, te-ai întors înapoi. Da, deja am lucrurile acolo și gata. Foarte tare, vezi? Deci merge, uneori merg și șmecherii, alteori mătesc cu R, valoarea raportului, ai scos de acolo și te duci în calcul și lucrezi foarte bine. Ia să vedem repede acum, să-ți mai dau un punct. Iată, 9a pătrat, 9a pătrat. Pentru că trebuie să merge 87. Merge 87? Și dă direct 783. Puff, te-ai dus. Deci eu spune, încă o șmecherie, cam cât ar fi, și tu încerci până încercă. Nu, că mi-ai dat 792 și am scăzut 9 și mi-ai dat 783. 783, da? Cât ai zis tu? Mi-a dat, am făcut 88 și mi-a dat 792. Da? Și cât îți dă la aici, ai spus tu, la altă? 80 și? Mi-a dat 87. 87. 7 ori 9, 63. Merge foarte bine. Se poate exact, da? Exact da, la numărul ăsta. 793. Acum caută pe 250 și împărțit la 5. Și vezi și acolo. Cum te descurci? Și împărțit la 5? Da, 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 că așa e. Ai și 50.
Fac 50? Da. 50, 25. Perfect! 50. Și acum ăsta. Muncește și la ăla. Deci, 9 pătrat minus 3 b pătrat plus 2 c pătrat egal cu 4, 0, 6, 7. 4067. Ăsta e punctul E. Iar punctul F este ABC, este egal cu 20, 580 și 580. 20.580. Punctul E e foarte bun de calculat. Păi, mai despre rău să mă țin pe primul cu 9, pe al doilea cu 3, pe al patrulea cu 2. Dar e A pătrat. Da, păi trebuie să mai întâi e A pătrat. Faci pătratele și după aia mai înmulțesc cu 9 pe primul, pe al doilea cu 3 și pe al treilea cu 2. Da. După aia trebuie să mă duc să lucrez în relație. Sau șmetire. Sau cu râu. Râu. Cred că cu râu. Da, faci cu râu, două, da? Da. Ia de drum la cu râu. Hai, lucrează. Vreau să începem cu zecile, că este mai ușor. Dar treaba ta cum te gândești. Dar oricum, până la urmă, cam ce număr bunești tu când va da ăsta? Va da mai... 300 și ceva împăți la 4. Va da mai mic decât 100. Mai mic decât 100, că ar trebui să fie 400, da? 80. Ia vezi, 80 ar merge? Da, 320. 320, dar mai este și... 20. Și mai este și 4 ăla. Păi 4 face 1. Adică? 80 și cât ar trebui să fie? Adică... 89. 89? Fă prova. 89 dacă îl mulțești cu 4? 9. 99. 8. 80. Dacă ar fi fost 320, cât aș fi făcut? 80. Ați fost 80, da? Da. Și acum ar fi în 324 și 4 ăla trebuie să-l împaște. Bun. Și atunci unul ăla cine se lipește? La 80. 81. 81 este. Ia fă proba să vezi dacă e bun. 81 ori, ori 4. 81 ori 4 dacă îți dă așa. Cât? 204. 200 la împățirea? 204? Ia mai fără. 81 ori? Ori 4. Da, cât bine? 204. Nu cred. Mai fă o dată. 81 ori 4. Păi 80 ori 4 fac 320. Ai zis tu. 80 ori 4. Păi nu așa ar bine? Nu, 80 ori 4 face 3. 8 ori 4 cât face? 8 ori 4, 33. Păi 32. 324. Vezi? 324. Deci multă grijă. Că tu ai spus mai devreme. Și acum ai greșit un pic de atenție. Da? Așa, atenție, multă. Și fă calculul final, cât va face aici. Ne interesează. Așa. Minus 270 împărțit la 3. Dă 70. Da? Rezultatul? 71. 71. Tu spui că rezultatul e mergul mâna ta. 71
din 87 scăzut pe 81 și face cât? Nu. E greșeală, nu? Este 56. 56, așa, da. Deci din 87 scădeam pe întâi pe 81, să rămânea 6. 56. Și cu 50, 56, vezi? Multă grijă. Deci trebuie să te înveți să simți cam, e greșit cam cât ar da. E, vezi cum te-am făcut la părții, da? Aici. Te-am pus de asta. Cam cât se facă așa, tot așa ei, pe încercări, să vezi cam cât te duci și tu... No, peste... sub 10, sub 100. Sub 100, sub 100, corect. Și de acum te gândești cam cât ar fi, cum ar fi. Te rog pe tine, Davide. Eu aproape găsesc numerele. Da? Da. Păi am scris 9A pe 2 supra 81. Deci ai zis 9A? Pe 2. 9A la 2 supra 81. Te-ai dus pe șmecherii, da? Deci 9... Dar n-am făcut pură. Am înțeles, 9A pătrat. 9A pătrat supra 81. Egal cu 3B pătrat la supra 48. Da. Egal cu 2 la 2 supra 50. Și egal mai departe cu? 9A la 2. Da. Minus 3B la 2 plus 2C la 2. Minus 3B la 2. Plus? Plus 2C la a doua. Așa. Supra 33 plus 50. De ce 33? Păi 81 minus 48. Așa. Face 33. Da, 33. Plus 50. Ca să prietenii se observe, înseamnă 81 minus 48. Plus 50. Da. Și după aia. Și egal cu? Egal cu 4067. 4067. Supra 83. 83. Și acum făceam calculul. Și cred că se împarte exact, așa bunul simț îmi spune, trebuie să împartă. Ia să vezi tu. Nu crezi că se împarte, nu? Pata se împarte exact. 49. Și face 49. Se împarte exact în 83. Da? 49. Da. Și știi tu cine este? Da. 9 la 2 asupra 81 egal cu 49. Deci vă spune 9 la 2 supra 81 egal cu 49. Și am dezcalculat. Pe ala 2. Dar dacă ești mecher, deci așa, în loc de 9 la 2 zici 3A supra, nu așa vine? Nu știu. 3A, 3 la a doua și A la a doua, da. Și 9 la a doua, egal cu 49. Aha, înțeles. Da? Egal cu 7 la a doua, 7 la a doua. Da. Și ce să mai scrie așa acum, egal mai departe. 3A supra 9, totul la a doua. Gata. Păi și nu? Da. Egal cu 7 la a doua. Egal cu 7 la a doua. Și vine la a doua, la a doua. Da, se duc. Și rămâne că 3A, 3 cu 9 simplificăm. Da. Și vine A pe 3. A pe 3 egal cu 7, A egal cu 36. Deci dacă vrei să te întorci aici, ăsta e R la pătrat. Deci trebuia să zici că ăsta e egal cu R pătrat. Ca să-ți dai. A, și în cel era 7. R egal cu 7. Asta era. R egal cu 7 și cu altul trebuia să mă duc. Păi B va fi 28 și dacă ridici la pătrat, ține minte că nu mai este râi, râi pătrat. Și când ai găsit valoarea, vezi? Și te întoarci la ce? Dacă ți-ți vine bine să te întorci mai bine la astea, da? Decât artificiile astea. Ei, acum gândește și la... Următorul? Da. Deci A-ul, B-ul și C-ul cât este? Hai să le scriem, să finalizăm ieșițiul. Da, B pe 4 egal cu 7. Terminat.